Cancerul este un diagnostic greu, însă metodele de luptă se schimbă pe zi ce trece, iar din punct de vedere intervențional, confortul, siguranța, o durată mai mică de recuperare sunt câteva aturi pe care medicina modernă le oferă în ziua de azi. Fie că vorbim de cancer de prostată, de vezică urinară, endometrioză sau un cancer genital, chirurgia robotică este o opțiune una din cele mai eficiente existente. Ne va vorbi despre aceste lucruri invitatul meu de astăzi, dr. Titus Sorin Pătrășcoiu, medic primar urologie. Mă bucur că ați venit din nou la Speranța TV. Românile, mulțumesc pentru invitație. Am vorbit despre această tehnică modernă care ajută atât medicul cât și pacientul să se simtă cumva în siguranță. Vorbim despre avantaje, beneficii când punem punctul pe ei și vorbim despre chirurgia aceasta robotică. Este o chirurgie de câți ani în România? În România este o chirurgie de aproximativ 7-8 ani de zile. Nu este chiar de ultimă oră. Deci chirurgia robotică se face de ceva vreme în România. Cred că primul centru a fost cel al profesorului Irinel Popescu la Fundeni, unde se opera constant, a fost un program robotic important și ușor, ușor s-au dezvoltat și alte centre. Sigur că fiind o chirurgie de ultimă oră, să spunem așa, o chirurgie costisitoare, cel puțin la momentul actual, principalele programe robotice serioase se desfășoară în mediul privat. Și sigur că aici e vorba de finanțare. Finanțarea e mai, oarecum mai facilă în mediul privat. Deci din punctul ăsta de vedere, chirurgia robotică nu reprezintă neapărat o noutate absolută. Însă ideea este că în ultimul timp ea s-a impus. Deci dacă la început, cum a fost și cu laparoscopia a fost privită foarte reticent de foarte mulți doctori, asta s-a întâmplat și cu robotica. Deci dacă acum 7-8 ani părerile erau împărțite, ușor, ușor ea devine standardul chirurgical pentru din ce în ce mai multe afecțiuni. Deci pe plan internațional, din ce în ce mai multe afecțiuni sunt tratate prin acest tip de chirurgie. De ce? Pentru că, evident, are niște beneficii. Este superioară celorlalte tipuri de chirurgie. E mai bună. S-a impus pe piață. Piața a acceptat-o, doctorii au îmbrățișat această tehnologie, iar pacienții, evident, că au fost satisfăcuți, au fost mulțumiți și, din cauza asta, rămâne ca o metodă deosebit de eficientă a prezentului, nu a viitorului. De fapt, despre asta este vorba. Probabil că și recomandările de la pacient la pacient a fost super sigur, m-am simțit confortabil, poate că, nu știu, și recuperarea a fost într-un fel. Haideți să vorbim puțin despre ceea ce faceți dumneavoastră, despre rezolvarea cancerelor urogenitale cu această chirurgie robotică. Care sunt aceste tipuri de cancer care se poate rezolva cu această chirurgie? Sigur că da. Vedeți dumneavoastră, chirurgia robotică nu este numai a urologiei, dar urologia reprezintă specialitatea medicală și aici mă refer la nivel mondial și să știți că statistica de la nivel mondial se regăsește și în țara noastră. Deci urologia este specialitatea medicală în care chirurgia robotică a găsit terenul fertil. Și spun asta datorită faptului că cele mai multe operații robotice făcute la nivel mondial în Statele Unite, în țările vest-europene și în România sunt făcute de către urologi. Și sigur că pe primul loc mă refer la cancerul de prostată. Cancerul de prostată este operația numărul 1 din punct de vedere robotic, dacă este să ne referim la numărul de cazuri tratate în lume. În Statele Unite, spre exemplu, peste 90% din operațiile de cancer de prostată, prostatectomiile radicale, sunt efectuate prin această tehnică asistată robotic. Totodată, un număr foarte mare de alte intervenții, cum ar fi nefrectomiile, adică extirparea unui rinichi tumoral, nefrectomiile parțiale, extirparea doar a tumorii dintr-un rinichi, o
multitudine de operații de chirurgie reconstructivă și mă refer aici la implantări uretero-vezicale, pieloplastii și așa mai departe, pot fi efectuate cu rezultate excepționale prin acest tip de chirurgie, fiind deosebit de ajutați noi medici de această tehnologie de vârf. Și atunci, sigur că sunt nu numai cancere, cancerele de la cancerul de prostată, cancerul de rinichi, cancerul de vezică urinară, care pot fi tratate cu succes în chirurgia robotică, dar și o serie de operații reconstructive ale aparatului urinar pot fi de asemenea tratate în chirurgia robotică. Altfel, care erau variantele? Variantele erau chirurgia clasică sau chirurgia laparoscopică. N-am renunțat la ele, ele rămân niște opțiuni în continuare valide, dar sigur că tot timpul este bine să evoluăm, să trecem la următorul pas și totuși câteodată să ne mai uităm și în urmă. Nu înseamnă că desființăm chirurgia clasică sau chirurgia laparoscopică. Dimpotrivă, de foarte multe ori apelăm la ele. Adică în ce situații? Spre exemplu, chirurgia robotică nu înseamnă zero complicații. Nu înseamnă rezultate 100% bune. Complicații pot fi. Și atunci, în situația în care ai o astfel de complicație intraoperatorie, poți să convertești pacientul la o tehnică de laparoscopie sau la o tehnică de chirurgie deschisă. Deci lucrurile astea iarăși se întâmplă, trebuie discutate cu pacientul, pacientul trebuie să fie informat și asta este sigur înspre beneficiu și binele pacientului, pentru a rezolva cât se poate de bine situația dată, cazul dumnealui. Deci nu spunem că principiile chirurgicale sunt aceleași, pregătirea pentru operație este aceeași, însă chirurgia robotică oferă niște avantaje, niște avantaje certe, de care evident acestea? Beneficiază pacientul. Care sunt acestea? În primul rând, vorbim de incizii. Inciziile sunt deosebit de mici, sunt accesul la diversele zone anatomice, la diversele organe, se face prin niște tăieturi foarte mici, practic care devin insesizabile la câteva luni postoperator. Deci de aici aspectul cosmetic este unul foarte bun și apreciat de către pacienți. Totodată recuperarea este foarte rapidă, pentru că să știți ceea ce doare într-o operație în postoperator, deci în perioada după operație, este incizia, e tăietura. Aia dă dureri. Munca în interiorul corpului nu dă durere, dar tăietura la piele dă disconfort. Și atunci recuperarea e foarte rapidă. Pacienții se dau mai repede jos din pat, se mobilizează mai repede, mănâncă mai repede, își revin mai repede, pleacă acasă mai repede. Ori toată treaba asta, ai spune că ce contează 2-3 zile în plus sau în minus, nu e chiar așa, contează. Contează chiar și o zi. Spre exemplu, ultimele cazuri pe care le-am operat, cancere de prostată, le-am operat vineri și le-am externat luni, putându-le să le externez fără probleme și duminică. Deci recuperarea este ultra rapidă, se câștigă 3-4 zile versus chirurgia clasică, să spun așa. Pierderile de sânge sunt mai mici, pacienții sângeră mai puțin și asta înseamnă că nevoia de transfuzie este mult mai mică, deci un procent mult mai mic de pacienți necesită sânge. Deci asta este un alt avantaj. Cert. Le sunt prezentate pacienților toate variantele? Evident că trebuie să li se prezinte pacienților toate variantele și nu numai asta, trebuie să se aleagă varianta optimă pentru pacient, pentru că noi chiar dacă suntem, să spunem, promotorii chirurgiei robotice, sunt situații când îi indic pacientului o altă chirurgie clasică sau
alt tip de chirurgie sau chiar a nu-l opera. Deci aici sunt niște discuții foarte importante care evident că trebuie comunicate pacientului, iar acesta trebuie să fie informat de absolut toate opțiunile pe care le are, pentru că în final el este cel care ia decizia. Evident, ghidat de către medicul curant, dar evident că el trebuie să fie informat corect și onest. Dumneavoastră, de exemplu, la cabinet, primiți pacienți care sunt îndrumați de medici și au aflat la cabinetele medicale despre această variantă care deseori se regăsește în cabinetele private, sau sunt recomandări din partea pacienților, dar pacient care a trecut pe aici, a văzut diferența și a spus, cred că merită. Sunt mai multe scenarii. Într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt pacienți care au auzit de acest tip relativ nou de chirurgie și vin, să spun așa, vin cumva dorindu-și acest tip de chirurgie. Sunt alții care evident trebuie informați, dar o să vă relatez o scurtă discuție pe care am avut-o cu un pacient și un aparținător acum câteva zile, care a venit de la un alt centru medical în care mi s-a spus, ăsta este dosarul medical, vă rog să vă uitați la el, ce părere aveți? Și mi-a spus părerea, i-am și propus un tip de intervenție asistată robotic și el mi-a spus, da, suntem de acord, de fapt asta și vroiam să auzim, asta ne doream, pentru că unde am fost nu ni s-a spus și de această opțiune pe care noi am citit, ne-am informat că s-ar preta pentru noi și nu ni se pare ok că nu ni s-a spus treaba asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, pacientului trebuie să-i se ofere paleta întreagă de posibilități, întregul armamentarium terapeutic trebuie să fie pe masă și sigur că acolo unde există loc de negociere, se poate negocia, dar asta nu înseamnă că el își pune indicația sau el alege neapărat procedura în sine. Dar lucrurile trebuie discutate și evident că trebuie lui să-i se dea cea mai bună opțiune din punct de vedere medical și nu neapărat din punct de vedere financiar. Acum, și persoana, pacientul care este în fața medicului, poate să nu prezinte o putere financiară extraordinară, însă surpriza X ar putea să-și dorească beneficiile acestea, să beneficieze de chirurgia robotică și de avantajele ei față de ceea ce povestează dumneavoastră că se întâmplă în chirurgia clasică. O chirurgie, de altfel, validă. Absolut, fără discuție. Fără discuție. O chirurgie validă și o chirurgie la care nu renunțăm, nimeni n-a renunțat la ea și probabil că nu se va renunța în curând la ea. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem mai departe, nu trebuie să dezvoltăm noi. Și roboții sunt deja la a treia, a patra generație. Apar tipuri noi de roboți. Adică și aici e o zonă, cum să spun, tehnologia, vedeți și noastră ce se întâmplă pe piața tehnologică, adică un telefon pe care l-ai de acum 3 ani nu mai are nicio legătură cu telefonul din 2022. Deci aici tehnologia este mână-mână cu medicina și evident că progresele astea enorme tehnologice se văd și se vor vedea în continuare pe piața medicală, indiferent unde în lume. Sunt curioasă ce înseamnă pentru medic această avansare și schimbare a tehnologiei. Este ușor agasant să ții pasul tot timpul cu updatările acestea care se fac din ce în ce mai repede. Da, știți că nu e o chestie chiar simplă. Te scoate pe undeva din zona ta de confort, pentru că gândiți-vă, trebuie mereu să te upgradezi tu, trebuie mereu să ții pasul cu noile tehnologii. Folosirea acestor tehnologii necesită un training specializat. Trainingul ăsta specializat nici măcar nu este scurt și nici măcar nu este foarte simplu, adică trebuie să treci prin mai multe etape în care trebuie să cunoști instrumentul, trebuie să cunoști foarte bine aparatul, trebuie să cunoști foarte bine tipul de erori care pot apărea în timpul unui act chirurgical, cum se rezolvă ele, opțiunile pe care le ai și toate acestea, sigur că trebuie să le faci cumva din mers.
Cu toate astea, tehnologia este minunată, rezultatele sunt foarte bune, sunt spectaculoase și dacă poți să faci ceva pentru pacient în plus față de ce făceai până acum, mi se pare că e un lucru nemaipomenit. Din toate cancerele, că tot am pus și pe burtieră chirurgia robotică în tratarea cancerelor urogenitale, care este acela pe care îl recomandați în special, în mod special, să fie făcut cu folosindu-ne de chirurgia robotică și nu recomandați un alt tip de chirurgie? Pentru că e mai complicat, poate că are riscuri mai mari. Cred că operația care se pretează minunat pentru chirurgia robotică este cea de extirpare a prostatei, adică prostatectomia radicală în neoplaziile prostatei. Și o altă indicație la fel de bună este de extirparea a rinichiului tumoral sau a unei părți a rinichiului tumoral, spre nefrectomie sau nefrectomie parțială. Numai că iarăși vă spun, și o serie de de operații reconstructive se pretează minunat pentru robot, reimplantările ureterovezicale, pieloplastiile sau chiar diverse tipuri de prolapsuri genitale pot fi rezolvate prin chirurgie robotică foarte elegant și cu suferință minimă pentru pacient sau pentru pacientă și cu rezultate deosebite, cu o recuperare foarte bună și cu un grad de satisfacție, cu totul și cu totul ieșit din comun. Adică lucrurile astea sunt aproape incredibile, să vezi un pacient în aceea zi în care a fost operat, că merge, se plimbă, mănâncă și e om. Și vorbim aici de intervenții de amploare, intervenții foarte mari. Astea sunt niște intervenții cotate ca intervenții chirurgicale majore. Nu sunt niște intervenții mici. Și eu zic că treaba asta e un beneficiu net și un beneficiu extraordinar pentru pacient. De aceea v-am pus tot felul de întrebări mai ocolitoare sau mai directe, astfel încât, prin exemplele dumneavoastră, să putem informa telespectatorii de acasă. Nu-mi doresc ca cei de acasă să se confrunte cu astfel de diagnostice, însă atunci, dacă vreodată vor avea nevoie, să știe exact. Trebuie să știe informația exact de care să o apuce. Că există, ei trebuie să știe că există și această opțiune și că această opțiune există în România. Pentru că noi pierdem, și mă refer aici la medicii români, pierdem o parte semnificativă de pacienți care pleacă în străinătate crezând că acolo au parte de tratamente mai bune. Nu știu, nu vreau să comentez. În ultimul timp tratăm multe complicații ale pacienților operați în diverse țări, nu neapărat vest-europene, care nu mai sunt primiți ulterior în clinicile unde au fost operați. Există întregi filiere care plimbă acești pacienți între aeroportul Otopen și alte aeroporturi. Vreau să spun că, cel puțin în domeniul urologiei, nu cred că pot să-mi dau cu părerea în alt domeniu, dar cel puțin în domeniul urologiei, pacienții români nu au nevoie să părăsească țara pentru a se trata corect, competent și cu empatie și la cele mai înalte standarde. Deci vorbim de sistemul robotic Da Vinci Xi, este ultimul model robotic pe piață, nu există altceva deasupra sau mai nou decât atât. Și este în România. Și este avem în România. Medici competenți. Și avem și medici competenți. Și mă bucur foarte mult că în această emisiune am cunoscut foarte mulți medici pasionați, medici care au recomandări bune și de la pacienții care au trecut pe la cabinetele dumnealor. Și faptul că vă faceți timp să veniți să ne povestiți toate aceste lucruri, nu pot decât să vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și eu vă mulțumesc, oricând, cu mare plăcere.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Titu Sorin Pătrășcoi, un medic primar urologie. Le sunt recunoscătoare, spuneam, medicilor care vin în platoul emisiunii noastre și fac acest efort pentru ca dumneavoastră să beneficiați de cele mai bune informații și, în caz de boală, să știți care sunt soluțiile, printre acestea fiind și tratamentele cu cele mai moderne aparate sau tehnici care au apărut.